Salutator, eu sunt Dălin și bine v-am regăsit la un episod de GTA 5 Online, alături de prietenul meu, Gizek. Și astăzi vă arătăm cum să cheltuiți în GTA 5 60 de milioane de dolari. Mai exact, cum am cheltuit noi 60 de milioane de dolari în GTA 5. Sper, noi. Nu contează, suntem un clan, ok? Deci, ok, bun. Bă, mi-ai oprit vorba, mă. Gata, nu, hop, odr. Bun, deci nu uitați, dacă vreți să vedeți și mâine un nou episod de GTA 5, apăsați butonul de like. Uite cum stă cu piciorul. Să strângem noi cât mai multe like-uri, la 800 de like-uri vom aplanda un nou episod. Ia povesti, hai să intrăm în garaj, dăm invite. Și pe parcurs să povestești și vom face în episodul următor. Păi o să mergem în munți, mai exact, la un sat părăsit, în munți, lângă muntele Ciliad. Deci mergem Chiliad, lângă muntele Ciliad, un sat părăsit în munți. Cum ai zis, Gizek? Așa? Dar nu e părăsit, e construit de niște oameni, ca zicem așa, dar e ascuns între copaci. Da, deci nu prea e cunoscut, vezi că se dă buzz. Buzz like you. Să mai dau o dată, mă? Așa. L-am dat acum. Bun, hai. Așa, stai, nu mă uit la mașini, mă uit din jos. Așa, așa, și ce se află acolo? Păi, o muștenie de acolo, din munți, se desprezi. Yeti! Naked. Da, deci sunt niște oameni dezbrăcați, dar bine... Da, deci dacă vreți să vedeți asta, hai, nu cu 800, că e ușor, 800 easy peasy lemon squeezy imediat, 1000, da, deci 1000 de like, au, l-am ieșit din garaj, pă. Mă plimbam pe acolo cu caracterul random, stai așa, mai dau tot buzz. Stai că și la mine a ieșit. Stai că, că nu e nimeni în garaj. Bun, deci mai exact vă prezentăm toate mașinile lui Gizek. Hai să-mi apară chestia. Primul garaj este sunt trei garaje. Mașini super. Sau sport, cum vrei să le niște. Bun, stai așa, trebuie să dau și o sunetul mai tare. Hai, stai un moment. Vouă să vi se pare că s-a blocat jocul, dar nu e adevărat, l-am lăsat în bară. Așa. GTA 5. Și trebuie să modific și din audio, ca să auzim și motorul mașinilor, să auziți vrum, vrum, prima dată vreau Zentorno să-l aud. Settings, audio. Aia clopirent. E somn. Hai, bă, pe care am pus atac. Așa, hai. Ok, prima mașină, asta de aici, bă. Hai, asta de aici. Entity FX, în realitate este un Koenigsegg Agera R. Cât a costat, dacă știi? Nu știu, vreo 60.000 de dolari probabil. 60.600 de mii. Ok, așa, bun. Hai să auzim cum facem motorul. Și e cu aur, deci e din aur. Ai, serios, e din aur? Da. Lol, o mașină din aur. Mamă, chiar s-a luat de bine. Când te duci la display acolo, ai la metallic gold. Sau chiar nu? N-am văzut. Ai undeva gold. Sau gold brush. Ok, asta e T20. Care asta e cea mai rapidă din joc? Ups, ce dracu face caracterul meu. Asta, în realitate, e un McLaren. Sau McLaren. Știi ce fac pe mașina ta? A? Și ce fac eu pe mașina ta? Aia am doi. Stai. Îmi dau la oglindă retrovizoare. Așa, mă, asta fac. Bun, hai, bagă sunet la motor. Ok, deci asta e în realitate un McLaren, nu știu cum. F1. Ascultă. Mamă, ce silențioasă, ești nebun. Ok, next. Wow, și asta arată bine. 2 milioane de dolari. Asta costă 2 milioane de dolari. Wow. Nu, asta McLaren, nu. Da, știu. Ok, asta e este o Series și e 1 milion de dolari, în realitate e un Pagani Zonda. Mamă, cum se deschide, că e mașina lui Batman, mă jur. Bă, toate se aud bine, mă, toate. Dar stai, am impresia că n-am dat sunetul la maxim. Stai că verific acum, băgeți. Nu, mă, certați. Stai. A dat din joc. A ieșit din joc. A, uite, bă, că nu-i la maxim. Așa. Acum o să fie. Acum! Bun. Ok. Avem Ader aici. Ader. Mașina asta o am și eu. Care a costat 1 milion de dolari și cu tot cu tuning pe ea, cred că 2000? 1.500.000? Probabil. Îmi place foarte mult cum am vopsit-o. Crem. Da, și mie îmi place culoarea. Eu mi-am făcut-o albastră. Da, știu cum se aude. Dintre toate, pentru mine Bugatti se aude cel mai bine. Nu, după mine Zentorno se aude cel mai bine. Da, pentru mine Bugatti.
nu știu de tine. Ia, hai să vedeți cum, deci, spuneți voi că sunetul ăsta nu e așa, ca o felină. Hai. Felină feroasă. Hai. Ia, fiți atenți cum se aude. Deci asta, dacă asta nu, asta nu e mașină asta sport. Asta în realitate e Lamborghini Sesto Elemente. Nu Aventador. Nu, Sesto Elemente, zic eu. Știu sigur. Știu o poză, am avut o peză, am avut un wallpaper pe desktop cu ea. Rolls-Royce combinat cu Bentley. Da, din față e Rolls-Royce și din spate e Bentley, da. Asta nu prea se aude, da. Dar toți super sport sunt. Dacă te uiți atent la ea, e un tatuaj pe așa cu niște triunghiuri și e full auto. Da, știu, am văzut-o, ia uitați-vă. Dar parcă o avea în altă parte când am văzut eu mașina asta. O avea în partea asta, în locul lui Zentorn. Da, dar le-am schimbat, da. Mitsubishi, mașina mea preferată din realitate, Mitsubishi Evolution Lancer X10. Mașina pe care vreau să-mi o iau peste un an este Volkswagen Golf. În realitate zic. După ce dau... La mine, în realitate, e Mitsubishi. Asta mai zic. Asta e... Stai, să mă uit în fața. Mamă, așa mi-am făcut eu Porsche-ul ăla. Dodge Viper sau ceva genul ăsta. Stai să dau și mai tare. Deci Gize care are 3 garaje cu mașini care sport, au cost sport, clasic și off-road sau motociclete. Da. Adică al treilea garaj și chestii random. Ford GT, asta îmi place asta mult. Și asta se aude fain, frate. Ia auziți. A, te dai jos, vezi când dădusem. Asta și ultima mașină din acest garaj. A, nu știu. Asta e un Ferrari, nu? Un Ferrari, da. Dar nu știu modelul. Ia să auzim. Asta e mașina din mamă, asta se face decapotabilă. Mama, am văzut în portbagaj. Și mi-e chiar de tot. Ia uite. Hai cu portbagaj în gol. Bun, și hai să mergem și la al doilea garaj cu mașini clasice. Deci astea au fost super sport. Mă rog, sport combinate cu super sport, nu? Super/sport. Da. Hai că aștept să-mi dai. Mamă, plouă afară, mă? No. A, nu, e sunetul prea tare și s-aud de când bate vântul. S-aud și greierii. Dar dacă dau... Dacă opresc sunetul din Minecraft, din GTA, s-aud și la mine greierii afară. Îmi dai invite. Tu, îmi dă bazin. Acum. Deci la mașinile clasice, înainte aveau jante clasice, ca zic așa, dar le-am pus la toate mașinile. Hai, da, accept. Sport și astea. Ai auzit? Mamă, gândi și mie chiar arată rupul. Mamă, deci ce-aș vrea să am banii ăstea în GTA. Și eu, pe care i-am avut GZX, să-mi iau și eu atâtea mașini. 60.000 de dolari, vă dați seama? Mamă. Hai. Deci fiecare mașină a fost cel puțin de 800 de euro. Asta, și la asta se dă capota jos, nu? Nu. Capota, mă rog. Ce face de capotabilă? Plafonul. Ia uitați, mă, ce de-astea are pe scaune. Aia se Motorul. Și lasă să aude bine. Asta ce mașină e? Virgo. Și în realitate ai idee cam ce ar... No, pe asta nu prea le știu. Nici eu. Cred că are motorul în față. Mă rog, în spate vreau să zic. Hai bă, că nu s-auzit nimica. O repornesc? Ia, stai așa. O repornesc? Ce pornești? Motorul, taci. Şi. Cum ai pornit? Dar m-am dat jos și l-am intrat din nou. Hai. Wow, cât de bine arată asta, mamă, spune nimic, ok. Asta o are și chip. E silențioasă. Ia, să vedem. Chiar că e silențioasă. Uitați, nu se aude nimica după ce a făcut mă uit acum la părul meu, trebuie să mă tund neapărat. Ce se aude așa? Se aud niște sticle. Cu apă, ești nebun? Auzi și tu? Nu, e radiatorul de la fiecare mașină după ce o portez. A, okay. Ca un fel de ceas, tic, tic. Ceva de genul ăsta, nu? Așa, da, e radiatorul la fiecare mașină.
Deci toate, nu știu, toate mașinile se văd așa că au fost muncite la design, adică toate au fost tunate și mai ales asta care e din aluminiu, nu? Aluminiu. Argint, mă rog. Wow. Wow. Folie de aluminiu. Folie de aluminiu. Hai, intră în ea. Intră, cum să nu intră? Bagă-te cu totul în ea. Mamă, în mașina asta era și în Mafia 2. Nu că am zis și mă plimbam cu ea, dar bine, nu puteai să o tunezi așa. Aveai doar 5-6 culori, roșu, galben, albastru, verde, mov și atât. Nu știu. Ai și o bicicletă, paci. Hai, intră în mașină. Hai, altfel te pleznesc. Super, super, genial. Cu motor așa în exterior. E verdele asta așa mai închis și cu cromul. Da, galbenul ăsta care e cu... neapărat să fac și o mașină cu gri și cu galben. Arată bine, bine de tot. Ok. Ha. Și asta are motor în exterior. Ce e, ce mașină e asta? Sabre, turbo. Și câte... Mai și tu, ai uitat. Care, mă? Aia, galben cu negru. A, asta e? Mamă, da. Păi și cum îi pun motorul de ăsta așa în exterior? La hood, te duci la capotă, hood. A, ce șmecher. Mă duc nimeni după episodul ăsta. Asta e un hot rod. Da. Intră. Asta zici că e din Stan și Bran. Așa aveau aia în Stan și Bran, știi? No, nu știu. Asta e... Asta poate fi numită și mașină de off-road? Nu. Ușor? De ce? Ok, next. Nu, ce joasă e. Da. Bine, hai. Mamă, și asta e din Mafia 2, mi-aduc aminte de ea. Dar parcă eram altfel un pic design. Și asta e foarte silențioasă, la fel ca și aia de acolo. Și ultima mașină din acest garaj, care îi ador, căreia îi ador astea de țevile de eșapament. Ia uzi motorul, cât de frumos. Ce-mi place când se aude așa. Bun, și hai să vedem și ultimul garaj cu mașini random slash off-road. Lester, nu, Brusi mă sună aici nebun. Ia uite, aderul meu acolo așa. Ce asta zice ăla? Hai, dă bagă. Acum apos. Ding 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 ding. Aici avem multo... Wow! Aici ai ăla... cum se numește, mă? Ce? Mă gândeam că ai ăla cu steagul Americii, dar la Evo, ce ai făcut? Aveai tu unul cu steagul Americii. Ah, ăla e la el. Ăla e vehicul pe Pegasus, mă. Ah, ok. Dar nu poți să-l bagi în garaj. Bun, hai să începem cu motocicletă. Edita mai... ăsta, cum îi spunem, mă? Monster Truck. Așa, Monster Truck, da. Asta e singura... sau singurul vehicul din joc care are nitro. Nitro, asta vreau să zic, asta e motocicleta aia cu nitro, nu? Mhm, 750.000 dolari. Wow, mamă! Mamă, și asta e clasic, așa, tot așa crom, nu? Sau un vișel? Da, crom, full crom. Suite, mă, pe ea. Mamă, cât de bine se aude. Și asta tot clasică e. Asta e pentru patrioți, nu știu. A fost de ziua Americii, pe 5 iunie sau cât? Iulie? Iulie, nu? Parcă. Da, de ziua Americii, de ziua recunoștinței. Da, când e? Nu știu. Iulie, știu. Parcă. 5 sau 6 iulie, nu mai știu. Suite pe ea. Seamănă foarte. Mamă, ce e ăsta, fratele meu? Zici că e de aia de clov. Era drăguț pentru mine, știi, și nu. Hai să-mi cum se aude. Am și una TV. Ai zis că mă... Mamă, asta e pentru drifturi. Da. Futo se numește. Serios? Futo? Da. Ia, vezi, mă, ia, hai să o auzim pe Futo. Futo, dacă poți. Scrii în spate. Dă-mi un Futo, dacă poți. Scrii în spate, dacă vezi Futo. Adevărat, ia uite, Futo, dar ai scris greșit. Hai. Mamă, am plimbat cu ăsta, era roșu cândva. Cândva. Asta de culoare, da. Și aici e motocicletă.
Hai că să nu zgâri când ai cu spatele. Păi ești nebun așa silențios? Mai să facă... Nu știu. Oh, mă, nu te scrie aici. Este aici, ce mi-a părut aici? Puteam să mă sui în ea. Ah, ba nu. Hai. Insurgent. Mamă. Cât de bine arată atunci când nu e lovit. E mereu l-am văzut lovit. Păi nu, asta merită să fie lovită. Mamă. Uitați ce grafică. Oricum grafica e la maxim. Jocul dar grafic. Dar nu se vede exact la fel după înregistrare. Asta e păcat. E, se vede bine, bun. Asta ce mașină e? Mamă, dar toate au atomic, mă? Dacă au atomic nu le poți sparge roțile cu... Nu, atomic e doar pur și simplu scrisul ăla pe... Și ce, da, ce cauciuc e ăla căreia nu-i poți sparge... Bulletproof. Wow, și asta arată asta bine. Asta e mașina de mafioț a mea. Da, știu. Și mușchi are una. Se vede asta pe capotă? Se vede desenul pe capotă? Ce semn? Desenul pe capotă la... Nu, nu-l văd. E un craniu pe capotă de la crew. Echipa noastră, mă rog. Brawler, da, știu, a fost cândva verde. Știu toate mașinile. Faci frumos. Și ultima mașină, care e tot un Mitsubishi. Care e Kuruma Armor. Da, e, mă rog, e Kuruma, dar e... Full Chrome și are și dită, mai spoiler în spate. Mamă, chiar că e mare. Ia stai așa, suie-te-n ea. Mamă, era să ies din garaj, cred. Vreau să, gen, să se focalizeze pe ceva. Pui mei, nu merge. Bă, mai lovi cu ușa. Bun, băieți, cam ăsta a fost și episodul de astăzi. Nu uitați, dacă vreți, și mâine un nou episod în care mergem pe un munte unde este un sat părăsit, mă rog, un loc părăsit în care putem vedea niște bărbați nud. Apăsați pe butonul de like să ne și noi 1000 de like-uri pentru următorul episod. Eu am fost The Link, alături de mine a fost Gizek. Aveți canalul în descriere, treceți pe el, abonați-vă dacă... A trecut prea repede, stai ca să prezinti vehiculul la Pegasus. Oh my god, avem și alea de la Pegasus, da, cu avionul și... Oh my god, hai, bag. Dar nu le arăt, doar le citesc. Da, da. Nu pot să le spawnez. Deci am un avion mic care se numește Cuban 800, m-am, cred că o barcă Luxor, nu, ăla e un avion, pardon. Poți să spui și așa aproximativ cât au costat? Dacă... Cuban 300 de mii, Luxorul vreo 600 de mii, probabil cred că mai mult. Fai, mamă. Marchez, cred că e o barcă vreo 500 de mii, Buzzard Attack Chopper, 1 milion și ceva. Mamă! Titanul, 1 milion sau 2 milioane. Dump, 1 milion. Ah, știu Dump-ul ăla. Care e o barcă, nu mai știu. Dump-ul știi ce e? E o mașină de aia basculantă. Da, e mare. Da, că nu știu. Când am blocat noi trenul, mașina, capata aia galbenă. Da. Speeder, tot o barcă, nu știu, costă Vestra, probabil vreo 800 de mii, Liberatorul, care m-a costat vreo 500 de mii, dacă nu mă înșel, Vestra, wow, care m-a costat 1 milion și ceva, Millijet, 1 700 000, Swift Classic, 1 milion sau 900 de mii, Valkyrie, ăsta nu, ăsta grămadă, nu, 2 500 000 sau 1 500 000, nu mai știu, Hydra, 3 milioane, Hydra e avionul ăla foarte rapid. Nu, Hydra nu e cel mai rapid, cel mai rapid e Bestra. Hydra e al doilea cel mai rapid, să zicem. Savage sau Savage. Eu îi zic Savage. Da. Nu știu ce îi zic așa, dar el se numește Savage. 2 milioane, cam așa ceva. Insurgent Pickup, adică Insurgentul cu mitralieră. Ăla în care ne-am dus noi cu polițiștii și chestii așa, bun. Da. Technical, ce înseamnă? E o mașină off-road normală, numai că în spate are edită mai mitraliera, n-ai văzut niciodată. Da, next. Cam atât. A, și n-ai spus de avionul ăla de aur? Da, nu l-ai tu, l-are Chip și cu Lion, da. Bun, băieți. Ăla era 10 milioane, da? Ăla ar fi fost 10 milioane. Mai am doar 9 milioane, nu am bani. Bun, băieți, mă repet încă o dată, dacă mai vreți episoade noi de GTA 5, apăsați butonul de like, treceți pe la Gizek, aveți canalul în descriere, abonați-vă dacă încă n-ați făcut-o și susțineți-i și pe ele care are nevoie de susținere acolo, uite cum faceți și că ești hacker. Eu am văzut Link, el Gizek și până la viitoare vă salutăm, ceau!